Mama Geta, măcinată de regrete, la vârsta de 54 de ani. Culiță Sterp a fost uimit de răspunsul pe care l-a oferit mama sa. Chiar de ziua sa de naștere, mama Geta a împlinit recent vârsta de 54 de ani, un motiv de mare bucurie pentru toată familia Sterp. Toți cei patru frați s-au reunit și au organizat mamei lor o petrecere la un restaurant, acolo unde au fost prezenți copii și nepoții, dar și o parte din familia extinsă. A avut parte de o zi cum nu se aștepta. Și, chiar dacă inițial intenția sa a fost să nu facă nimic neobișnuit de ziua sa de naștere, la insistențele copiilor au decis că o ieșire la restaurant ar fi mai mult decât binevenită. Mama Geta a primit o mulțime de cadouri și urări speciale din partea familiei sale, dar și din partea fanilor, care nu au uitat să îi transmită cele mai frumoase gânduri atât fii casa cea mare, Iliana, cât și cetuța au realizat câte un vlog de ziua mamei lor, acolo unde toți admiratorii familiei au avut ocazia să vadă cum au petrecut de ziua de naștere a mamei Geta. La un moment dat, însă, întrebată de culiță sterp cum se simte în această perioadă, la vârsta de 54 de ani, mama Geta a oferit un răspuns la care nu se aștepta nici fiul ei întrebată de culiță sterp cum se simte la vârsta de 54 de ani. Mama Geta a mărturisit că se simte singură și, de asemenea, resimte kilogramele în plus acumulate de-a lungul timpului. Surprins de răspunsul mamei sale, fiul său a asigurat-o de faptul că nu are niciun motiv să se simtă singură atâta vreme cât are întreaga familie aproape. Ulterior, mama Geta a menționat că în ciuda faptului că viața ei sentimentală nu arată așa cum ea ar fi dorit acum, nu are niciun regret și că ar face aceleași alegeri în viață. Culiță sterp, vreau să te întreb cum te simți la 54 de ani. Să-mi fie rușine că nu știu câți ani ai. Zim cum te simți la 54 de ani. Lasă că ești tânără. Mama Geta, dragul mamei, nu zic ca la 64. Dar mă simt la niștea. Mă simt grasă și singură o culiță sterp. Cum singură? Că noi suntem lângă tine. Noi suntem aproape. Noi suntem ai noștri. Mama Geta, câți mai sunteți? Că tu după aceea dacă pleci. Culiță sterp, ești împlinită cu viața ta? Dacă ai dat timpul înapoi, ai schimba ceva. Mama Geta, absolut nimic. Același bărbat aș lua aceiași copii aș face, aceeași treabă. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că El mi-a dat tot și îi mulțumesc prima dată că voi sunteți cu minți, sănătoși, suntem toți uniți. Culiță sterp, să știi că te iubim mult și te iubește nu numai familia, te iubește toată România. Pe mama Geta toată România o iubește.